așa, dar ce a devenit de astăzi funcțională? Primăria Buzău a apelat la serviciile societății burgești care a reușit să o repare fără niciun cost. Obiectivul 10 ani nefolosit de mai multe luni, pe motiv că fosta administrație locală nu găsea fondurile necesare pentru a repara, sumă ce se ridica la peste 300.000 de euro. 12 miliarde de lei vechi voia fost administrație din Palatul Comunal să cheltuie pentru modernizarea arteziei din fața hotelului Pietroasa. Banii n-au mai fost cheltuiți după ce opinia publică s-a scandalizat în urma apariției informații în mass media locală. Astăzi însă surpriză, artezian a început din nou să funcționeze cu o investiție minimă de doar câteva milioane de lei vechi. Câțiva muncitori de la Urbiserv au vopsit cu albastru fântâna, iar alții au reconectat instalația la conducta de apă. Trecătorii sunt evident încântați de repunerea în funcțiune a fântânii arteziene. Da, e foarte frumos. Poate că mai trebuia și niște iarbă, da? Nu este foarte bine. Primăria a reușit să o facă funcțională fără niciun cost. A, da, foarte interesant. Da. E foarte bine. Da, mai puțin. Am rămas și eu surprins, că știam că e un defect. Avem un centru mai frumos acum? Da. Primăria a reușit să o pună în funcțiune fără să plătească niciun lei. Probabil că ceilalți s-au băgat în buzunar. Da. De ce timp să te așa? Da, de cum ți se pare? E mai frumos oraș? Ești răcorește? Da. Această realizare dovedește că uneori lucruri utile comunității se pot face cu bani puțini și chiar gratis dacă există interes și bunăvoință.